Mi-l aduc aminte pe tata care spunea, avem șase ani și vreau să mă dau la grădință și a zis, nu! Sub nicio formă, mai lăsați un an. nu se va mai întâlni cu copilăria niciodată. Și deci mi-a dat pașaportul de libertate. Deci a spus Iisus, lăsați copiii să vină la mine, n-a zis lăsați cărturarii. <laughs> n-a zis lăsați farisei, a zis lăsați copiii. Este zesta uriașă cu care umanitatea se renoiește și poate să aibă ochiul acela fundamental de mirare. Dacă ai văzut că mergi cu un copilaj de mână pe stradă, el se miră, el vede, el recitește realitatea cu care tu te-ai obișnuit, cu care tu ai murit ca într-un cavou. Un om inteligent are o perspectivă foarte mare asupra vieții. Un om mai puțin inteligent o perspectivă mai mică alt perspectivă și mai mică, până când imbecilul are un punct de vedere. Ce e România, Florentin? Un ghetou de muncă forțată, cu șapte milioare aruncați în afară, condus de niște securiști slugarnici, oculte internaționale și jucuit. Cine e România? E grădina mai în România. Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere. Pe drept cuvânt, încântat și de faptul că invitatul meu de astăzi nu are nevoie de introduceri speciale. Este un absolvent al Liceului Nicolae Tonița în 78, un absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografic Ionuca Caragiale, un actor care a debutat în 1985 la Botoșani, la Teatrul Mihai Minescu din Botoșani, este actualmente colaborator în calitate de actor și regizor la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Este un cunoscut scriitor și lector la conferințe în țară pe teme care țin de patriotism, de identitate națională, istorie, creștinism, educație. Este deținătorul a numeroase Premii, distincții și recunoașteri pentru meritele excepționale în activitatea artistică. Maestre Dan Puric, bine ați venit! Mulțumesc, Suințin. Mi-ai făcut o prezentare ca un fer par. Era să nu... decideți de aici când te, câte lucruri am absolvit. Nu prea am vrut eu să absolv. Uh, am avut întotdeauna așa o alergie la instituții. Dar am avut noroc că în cadrul instituțiilor. Am găsit oameni. De exemplu, dacă n-ar fi fost Demrădulescu cu un Institut de Teatru, plecam de mult. Dacă în liceu de Arte plastice nu găseam unul sau doi artiști, la fel. Mi-a plăcut întotdeauna un spațiu al libertății, al creației. Nu n-am acreditat foarte mult. Erau și așa niște instituții destul de determinate pe vremea aia. Acum da, sunt și a, mai temate. Dar ați avut șansa să dați de niște oameni care au sfințit locul. Da, da, da. da. E, uh, mi se pare vital în viața unui om să ai întâlniri de genul acesta care te marchează pentru tot restul vieții. Am avut un profesor la Școala Populară de Artă, Gen, Trena Elene. El uh, m-a orientat ca să fac teatru acesta, limbaj universal. Și mi-a zis, bă, Îți dau o indicație, dar nu cum se intre la institut, ca să o ții toată viața. <laughs> Linie de forță din asta extraordinare. O să revenim. Uh, pentru că suntem la un moment al bilanțurilor. Cum a fost 2023 pentru dumneavoastră? E un uh, an trist. Poate un concentrat uh, a celor aproape 30 de ani care au trecut nu mai mult de la 1089. de decepții, de deprimare, de degradare lent faza galopantă ca la cancer, cred că este acum la... mă lovesc în fiecare zi nu ți se întâmplă să mergi pe stradă și să vezi că poporul ca au rana deschisă. E săraci, au sunt inteligenți, au, au o soi de bun simț cu care își rețin durerea. Ce diferență, uite, poporul ăsta a avut întotdeauna ceva. Lev Tolstoi a fost aici când era capitan. Și n-a scris ce au scris ăștia prin dilema și 22 despre poporul român. A spus așa, ce popor plin de melancolie. Lev Tolstoi. Teribil, au conștiință. Știi că l-au trimis, era locotenit și l-au trimis prin să lupte cu cecenii și a scris țarului, majestate, i-am văzut cum luptă i-am văzut cum mor, i-am văzut cum își îngura pe morții, eu, eu nu mai lupt. Deci, ce interesant, a venit un străin, un rus, și-a văzut cu un ochi aproape de al lui Eminescu. I a zis ce popor amărât, ce margine a Europei, nu, a zis ce popor plin de melancolie. Dar când spuneți de decepții și de depresie și despre culori sumbre, la ora bilanțului, vă referiți la, la soarta uh, cu naționalilor noștri, la noi ca popor, la experiențele dumneavoastră nu, în stare, cu, cu naționalii e, noștri? E o stare generală. Globul a devenit un sat mic. E o stare generală și noi suntem unda de șoc târziu la ceea ce se întâmplă. Frontul ăsta de război, pandemia asta a provocat mizerile, incapacitatea conducătorilor autohtoni de a avea demnitate, de a avea atitudine. Poporul român e orfan, se simte părăsit și asta se vede, se vede la orice pas. Are o durere pe care o poartă tacit. Lumea întreagă, dacă ne uităm așa, nu poate să fie fericită în clipa în care s-a ajuns la maximul de criminalitate astăzi în răzbarea să omor copii, să omor mame, să... de o bestialitate care și Evu Mediu ar fi fost gelos. Cu îngăduința dumneavoastră aș reveni asupra, asupra temelor, că sunt extrem de interesante și de generoase uh, și aș începe totuși puțin cu Dan Puric, uh, omul. Copilul, adolescentul, omul trecut prin viață. Da. V-am citit, v-am ascultat în repetate rânduri vorbind despre traseul dumneavoastră, despre copilăria lângă unie duți, despre da, frântii, colab colaborare, despre, despre comunicarea cu proprii părinți, despre uh, experiența armate care a fost dezastruoasă, despre da. debutul în teatru și mai departe. Din toate experiențele dumneavoastră de viață care au fost, dacă ar fi să faceți un, să fiți provocat așa, la un, din nou, ceas de bilanț, care ar fi, să zicem, un, trei experiențe care v-au marcat profund pe toată viața dumneavoastră? Uh, acele trei experiențe sunt una. Una. Copilăria. Uh, spunea un mare regizor evreu austriac, Max Reinhardt, zice, artistul și-a cu copilăriei și pleacă când în lume mi aduc aminte pe, tata care spunea, avem șase ani și vreau să mă dea la grădință și a zis, nu! Sub nicio formă, mai lăsați un an, nu se va mai întâlni cu copilăria niciodată. Și mi-a dat pașaportul de libertate. În clipa în care îți inocența, nu-i vorba de infantilism. În clipa în care îți pierzi inocența, ca artist, dar și ca om, ești un om mort. Maturizările astea care seamănă fel cu cloroformizarea spiritului. Mi-a dat Dumnezeu uh, șansa aceasta să-mi păstrez reacțiile acelea curate de, de copil. Și acum, când lucrez la un spectacol, eu nu sunt regidor, n-am avut o secundă, regie. Eu conspir. Ați zis cândva că sunteți un alchimist. Da, da, da este, este o conspirație. Fac, cum făceam în, în curte acolo, la țară, cu ei, amicii, mă adunam și conspiram împreună și atunci se degaje niște energii creatoare fantastice și vă reușiți să vă alimentați cu energiile din copilărie? Păi ele vin. Este sursa cu care poți să te resuscitezi zilnic. De ce se atacă, de exemplu, astăzi copilăria? De ce se atacă? Este cel mai mare infanticid din istoria omenirii. Copilăria cu educația asta morbidă, sexuală. De ce? Pentru ca să nu se mai refacă om. Inocența, acest acest tezaur dumnezeiesc. Deci ce a spus Iisus, lăsați copiii să vină la mine, n-a zis lăsați cărturarii, n-a <gânt> zis lăsați farisei, a zis lăsați copiii. Este zestea uriașă cu care umanitatea se renoiește și poate să aibă ochiul acela fundamental de mirare. Dacă ai văzut că mergi cu un copilaj de mână pe stradă, el, el se miră, el vede el recitește realitatea cu care tu te-ai obișnuit, cu care tu ai murit ca într-un cavou. Sunt absolut de acord, împărtășesc preocuparea dumneavoastră și eu însumi am fost în repetate rânduri contrariat și am deplâns în repetate rânduri felul în care la ora asta copiii sunt atacați pe multiple fronturi atât în plan educațional, când și în privința formărilor în, 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 general. Și da, sunt, sunt într totul de acord că e un pericol, e un pericol mortal. E, yeah, când eram uh, mic așa, bunicul, nașul meu, mi-a zis, mă, tu ai auzit de bomba lui Stalin? Nu știu, nu, era o bombă care nu exploda când atingea solul, exploda mai în aer, puțin mai sus, ca să lovească mai multe obiective. Uh, țintele au fost așa. De a, adică țintele fixe ale ideologiei, ale virusului ideologic care a venit peste noi de 30 de ani, mai periculos decât comunismul, să distrugă familia, familia creștină, să distrugă persoana, Persoana este un univers creștin, Florentin, nu individ. Individul în CNP-ul care lăsă la poartă acum. Persoana este un univers, tu ești o taină. Băieții ăștia de aici sunt o taină. Eu sunt o taină, au distrus-o. Așa? Proprietatea privată. N-ai văzut că acum vor să digitalizeze porcii și găinile. <laughs> Ce dubitos sunt. Da, da, ei sunt vicleni. Vor să atace economia de subsistență a românului cu care el... Și ce au mai ucis și ei? Apartenența. Patriotismul. Să-ți fie rușine, să nai, ai Majoritatea, 80% din tineri sunt anafectivi săraci. Eu sunt o parte, 15-20%, În Restul, n-ai sentimentul că ai devenit populație conlocuitoare? Dacă stai de vorbă cu ăștia tineri, e altă populație. Nu au sentimente față de țară, nu mai au credință, aleargă ca efemeridele după <coughs> profitul imediat, rapid, săraci. N, n am generalizat. Știi, am zis uh, un procent de 80%. Am zis că un procent de 15 20 sunt excepționali, Aia vor fi victime dacă nu luptă. Într-o zi vorbeam cu un preot care, căruia îi, îi, în, cu, care, cu care aveam un dialog de, taman despre subiectul. Ăsta. Așa. Al agresiunilor la adresa inocenței copiilor, a relațiilor dintre, părinți, dintre copiii și proprii părinți, a, a, a școlii făcute de la distanță, care nu mai școală, nu se cheamă, a, a, și așa mai departe. Și eram a, destul de pesimist și sumbru în analiza mea. Și respectivul preot m-a abordat, m-a provocat direct și mi-a spus. Nu, 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 fi nedrept. Copiii pe care tu îi vezi, așa cum îi vedeți dumneavoastră acum, sunt mult mai supuși ispitelor, sunt mult mai agresați de mediul în general. Da, da. Și cei care rezistă sunt niște eroi. Ispitele de astăzi sunt incomparabil mai mari și aș putea spune mai hidoase decât cele care ne-au ne ne atacat pe noi la vremea noastră Da, tatăl meu a fost medic mare. Și Stiu. zicea doamne făcea procesul de anamneză așa cu pacientul se împrietenea cu el. Îi afla istoric cu bolii și punea de pe rană și până începea terapia. Cauza pe păi, Florentin fii atent aici în spirit și în cultură, dacă pui acum, colegi după 10, 15 ani, 20 de ani, distrugerea tineretului a noi și educație a început din 89, din decembrie, imediat după ce l-a împușcat la asta, pe Ceaușescu. Au venit și eu m-am uitat și în teatru cum au intrat. Politica asta criminală, neomarxistă, Trebuia să aibă niște, trebuie să vezi cauza puțin, tabloul patogen. Noi acum discutăm despre niște epifenomene. Tabloul a fost așa și aici nu trebuie să facem politică, ci trebuie să ne apărăm. Dar lumea trebuie să știe. Ei n-au reușit cu Revoluția Bolșevică, decât în Est. Și atunci a ieșit un scandal mare pentru că... În primul război mondial toate statele au luptat pentru suveranitatea lor nu? și s-a pus problema, ce facem? Și a fost un um, lider comunist italian, Antonio Gramsci, care a spus așa, nu se poate cu homo sovieticus, ce facem? Marșul lung, și -o luăm. educație, cultură, familie. Și așa s-a născut celebra școală de la Frankfurt mai încolo, noi insistăm ca să nu-i pe obiectii oameni să intre în depresie, care este un laborator, a fost un laborator de viruși ideologici care au creat uh, distrugerea familiei, distrugerea sufletului, a zis atâta timp cât muncitorul occidental are suflet creștin, nu putem face uh, comunism. Și atunci s-a plecat la modificarea structurii, a valorilor, a paradigmelor din interior. Este o operație de inginerie genetică uh, știi că mai nou identitatea noastră nu mai s-a dus cu identitatea națională. Este identitatea noastră ca indiviz și identitatea noastră biologică. Știi că, cum să zic, editarea genetică la care se încearcă să se facă, ei vor să schimbe, ei s suprapă creație. Ei vor să schimbe structura creației și vor să facă ei. Adică, mai nou, ar vrea să-l facă din elul pe petrețuțea. Nu merge, că nelul rămâne nelul, indiferent ce ar încerca ei. Știi că pe vremea comunismului am găsit un articol, domne, nu știu cum a scăpat, în contemporanul, al lui Constantin Noica, superb, zicea, bietul, bietu eu sub noi. Adică nu pot să-l adun pe neafane cu nea Gheorghe să facă balzac. Teoria numerelor superioare, oricât de multe numere inferioare aduna, nu fac mă, ăla sus. Aia lui Marx, Săracu, de le zicea că, că ca acumulările cantitative fac salturi calitative. Nu, acumulările cantitative fac hoarde, golănii, revoluții, calitatea se naște. Îmi aduc aminte, hai că îți dau precis, Gabi Micaelescu, ai auzit de el? Nu ai auzit? Nu. nu. No, a. Mare impresar. A fost și impresarul Maria Tănasă și l-au urcat ăștia pe la unii pe acolo, habar, n-avea nici ceea ce avea 90 de ani și a zis Marioara Voiculescu! mare actriță, imensă, de Mariora Voiculescu a fost îndrăgostită și Arboaie. Băi, nici nu știam însă cine a fost, Ca au și nu, au memorie. Mariora Voiculescu n-a avut nevoie de evoluție pentru că s-a născut evoluat. Și în uh, Sidu, il la valeur de Plului, l -L de plus, de années, valoare nu așteaptă numărul anilor. Hegel zicea, pașii care îl duc sunt de pe acum în fața porții. N-ai văzut ai fetiții, ai copii, n-ai văzut că copiii au câte excepționalitate, dintr-o dată vin cu o chestie de te lămuresc, el e născut cu o anumită calitate. Himera egalității e o porcărie democratică. A, omul nu trebuie să-i facă rău, ci la tom. Dar, dragă Florentin, nu suntem egali. Eu, dam Puric, nu pot să fiu egal cu maestrul meu de Mrădulescu. Dacă este din apă, cad în genunchi și să rămână. Eu nu pot să fiu egal cu Petre Tuțea, sau cu Mircea Volcănescu, care au fost martiri. Eu nu pot să fiu egal cu mama mea. Și am să-ți mai spun ceva. Este un instinct al ierarhiei pe care a vorbit contra Lorenț. A zis copilul e mândru când mama îl mângâie pe frunte. Ăsta este un instinct al ierarhiei. El există. Ce vor să facă ăștia? Vor să facă egalitate. Zice, inegalitatea a produs contradicții. Și Sfântul Ioan Gurădeaul zice, nu mă, egalitatea a produs contradicții. Când gâtul a vrut să fie cap. Între femei și bărbat este o sfântă complementaritate pe care ăștia vor să o facă acum, o sfântă transexualitate. Mă, tu știi cine ești, uite-te în oglindă. Deci ăsta e gâtul, e statul major. nu știi bancul a spus de un britanic de ce femeile nu au succesul bărbați pentru că nu au neveste deștept în spate. Înțelegi? Este un indian a fost chemat la Harvard, unde sunt ei atunci și spălați pe carieră, și vorbeau de egalitate și de și stai, bă, sigur că astea sunt lucruri, femeia trebuie scoasă din un patriarhat absolut. Nu e asta problema în indianul, Bă, important e riscul întâlnirii. Bă, ce frumos. Riscul da. întâlnirii, adică te-ai cunoscut cu ea. E o miză extraordinară, e o taină la o parte. Absolut de acord cu dumneavoastră, dar miza noului noii revoluții industriale, cele de-a patra numite revoluții industriale, este crearea unui om nou și... E o specie nouă. O specie nouă, ca rezultatul unei fuziuni, cum spunea însuși Klaus Schwab, al fuziunea identităților noastre biologice, fizice și digitale. Dar... Revenim asupra subiectului. M-ar interesa, pentru că tot ați pomenit de Demrădulescu da. și de teatru. M-ar interesa puțin să vorbim puțin de teatru românesc și mi-a plăcut foarte mult o declarație pe care de-a dumneavoastră, de acum ceva vreme, în care ziceați, dacă e să mă refer la teatru românesc, ar trebui să stau în genunchi. Și făceați comparații între generația de aur a teatrului românesc și ce se întâmplă acum. Spuneți-mi, vă rog, de ce acest respect necondiționat pentru acea generație și de ce dezamăgirea în fața noului val? E organic. Adică? Adulmec. Eu am avut un câine, un labrador. Ți-am spus? Am fost singurul pric cu câine din lume. S-a dus săraca de o lună și ceva, m-a sfârșit dorea. E dulmeca. Știi ce mi-a zis o măicuță la Tismana? Domnul Dănuț, poporul român nu judecă. A dulmeca. E alt canal și de comunicare și de rațiunea asta liniară, de care vine de dincolo de la Bruxelles, care este hipnotizată de știință, de logică. Știi la ce duce Florentin? Ai auzit la gândirea in vitro. Ăștia sunt de eprubete, nene. Și da, omul e viu. Omul are o taină mai multe. Ăștia, toată galeria asta de actori pe care i-am atins și eu, radiau ceva. Stăteam în cabină cu Neagii <laughs> Era genial, domne. Sau cu Marin Moraru. Uh, radiau ceva. Și când nu spuneau. Uh, o formă de comuniune de uh, ei moșteneau. Nu era generație spontană ca ăștia acum. Este o generație spontane. O să-ți explic ce se întâmplă. ce poate prin trec, eu lucrez cu tine și să știi că sunt unii de o, o calitate extraordinară, dar n-au câmp. N-au câmp de manifestare unde să se dezvolte. Este ca și cum ai cai de cursă cu glezne scurte și cu, 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 cu subțiri și cu capul lung și tu îi basă care ciment. Nenorăciți ăștia îi pun, îi trag în ham, iar ei au reflexe. Atunci eu am cunoscut această generație, pe, am citat din exemplu George Constantin, când m-am întâlnit cu el și am zis, felicitări, domnul George Constantin, sunteți din generația de aur și a zis, domnul Dănuț, auzi, îmi spunea domnul Dănuț, eu Am nei ca nimeni, domnul Dănuț, noi suntem nimeni, nu știți pe cei de platină. Tot timpul am zis că la mine de îmbrădurăsc când vorbea de vraca sau de calborea, nu avea o lacrimă aici. Și îmi spunea, dragă Puric, <coughs> uite așa să facem provești. Doi max, actor român la comedia franceză, mare, uriaș. A venit în cabină la restit de Demetriat când juca Hamlet și a dat inelul și a spus sunt mai bun decât tine în cadavă vreiu, tu ești mai bun în Hamlet. Și <laughs> atent, ce -i... Doi, eu mă -am aminte că după o piesă de teatru ei se strângeau la un pahar de vin, discutau ce a fost bine, ce a fost... Era o comuniune. Acum pleacă ca zi. Sunt, cum se să zic, săracii, mă uit mi-e milă, Florentin, nu au viitor. -au, iar teatrul nu este însemnat, au performanțe la nivel de strigăt, de acute, din asta care nu lasă nimic. Când eșara uh, ieșea de pe scenă, te duce cu el acasă. <laughs> Ai înțeles? Te duce cu Ovidiu Iul Moldovan. Mirosea au o substanță sufletească. Ăștia au degenerat, au făcut o specie um, pe care, cum să zic, alți, alți părinți alți profesori, um, altă atmosferă. Păi um, au fost, uite, ca să zicem unde apare mutația, uite, vreo 4-5 studenți de la un ATC cu regizuri absolvenți și întâmplător la sala mare se fonotoica vocea lui Ghiță Cozurici, trei octave mea, ca lor în Solivie. Și unul zice, bă, să moară mama, cine să bă, ce voce are? Și un mașinist bătrân a zis, păi, Ghiță Cozurici, e. Cine stă, E la noi în comisie, el murise de 20 de ani, ghiță Și am să spun, uite care este chestia. Eu băteam step pe acolo, prin teatru, pe de apucam, pe holuri, pe la wc pe unde că Și făceam figurații, am făcut mult timp figurații în Teatrul Național. Și ce important e un lucru, un cuvânt pe care ți spune un om. Îl duci cu tine în mormânt. Bă, așa, colegii mei făceau mișto de mine. Bă, mutule, mai dai din mâini, din copite, săracea, creierul atât orizontul lor cultural era mic. Și vine Ghiță Cozorici, dragul de el, cu două ore înainte la spectacol, să se culce în cabină, să l și zic, a, vai, zic, mai iertați mă zic, nu mai bate să vă liniștiți. Florentinul s-a uitat la mine, a zis, Dan, dă nuț, tu bate că pe munca ta mă odihnesc eu. Cum să-mi să Înțelegi? Aia eu, ce faci, bă? mai bați pe acolo. Când am început să am turnee internaționale pe câte 8 dolari, vei de pe meu, au spus că sunt homosexual, că sunt evreu, că sunt securist, că aia a fost genial la mai la l-am la, la întrebat că el m-a băgat. de ce m-ați băgat, mai Stefan? Da, bani sunt securist sau sunt evreu? Și a pe aia cu evreu, că îți prinde mai bine. Era genial, aveau umor, aveau... Marin Moraru m-a văzut în recital și a deschis și a zis, da, a zis, tu, Daniș de, de pe Marte, ce plin ar fi gelos să aibă sensibilitatea ta? A închis-o și așa a plecat. Și rămâi cu asemenea decorații sufletești. Nu erau indiferenți față de ăla care... Păi, uite, am intrat într-un rol de semifigurație, un rol secundar, în două piese la Teatrul Național, peste noapte intram. Și trebuia să citesc tot, tot și la câte o pagină ziceam, bine, taca, taca, tica, taca, taca, uite așa, zăiesc în să, mă să și nimeni nu repetea cu nimeni. E. Am intrat în două piese în regim de urgență și ieșeau așa figurația, rolurile secundare, noi, roluri episodice și rolul principal, rolul rol important și rolul principal. Și am ieșit prin Și Gheorghe Cozorice a ieșit la rolul principal. S-a întors în culise, m-a luat și m-a spus la public. Publicul nu știa de ce. A zis, știu eu de ce. Marin Moraru a făcut același lucru. Pe ăstea sunt gesturi cu care te duci în groapă. Pentru că era o recunoaștere a valorilor a știut că eu toată noaptea am stat amars ca să nu greșesc, eram responsabil. Iar el a recunoscut, ăștia nu recunosc nimic. Dacă vede un copil talentat vine acum, nu-i recunoște talentul. Vrea să-l pună pe patru procus de la de la Bruxelles și la NATO. E acolo că să fie transexual. Băi, copilul ăla e o taină de un mediu. Să-și greșească. Eu toate spectacolele am făcut. Știi că teatrul adevărat are caracterul de <coughs> exercițiu, de rutină, de exemplu, de laborator, unde poți să greșești, unde te cauți și în nivelul de spectacol. Am zicea treia Elena, bă băiatule, să nu rămâi în laborator că ajungi ca Grotoschi. De ce? Bă, teatru teatrul e făcut pentru public. De Dulescu nu te da mai deștept decât publicul. Reconoștibilitatea până să mă duc în 40 de țări ale lumii, venea din câte o comună pe acolo, prin, pe lângă Botoșani. Ăla când aplauda, ieșea praf din mână de pământ, dar era de o inteligență extraordinară. Sfatul pe care mi l-au dat ei, dragă puri când joci în ultimul sat să joci la maximul, ca și cum ai juca pe cea mai mare scenă a lumii. De ce, domn profesor? N-ai de unde să știi că prin ochii unui copil de 14 ani nu te privește Dumnezeu. Și s-a dus înapoi la Botoșani și dacă n-am jucat de m-am rupt câte trei spectacole pe zi și prin comun și prin frig. Nu poți să-ți imaginezi, Florentin, știi ce înseamnă să vină și mașini și să zică Domnul vezi, vedeți că în stânga și cine ninge? Deci <laughs> era spart, jucam într-un hambar. Ninge! Alunecau, era ferii pe gheață. Și el zicea, joacă la maximum. Maestre, vorbează de debut. Chiar mă interesa cum a fost debutul la Botoșani. Uh, Florentina, ai pus o întrebare a care mă zguduie. Știu v-am pus întrebarea asta și pentru că v-am auzit odată declarând la o conferință de presă în Elveția, dacă nu mă înșel, ați fost întrebat... Uh... Unde v-ați format? Și ați dat un răspuns genial Am făcut școală la Botoșani Ca să predau la Viena Și reporterul foarte contrariat A întrebat, dar Botoșaniul În fapt, ce este Botoșaniul? Ce nu știu ce e Botoșaniul ce este Botoșima Și răspunsul a fost de asemenea grozav Botoșaniul este un imens centru cultural Știi ce spunea Iorga? De doua, Florența. Florența, Am ajuns la Pătoșani, băi, de cap într-o garsonieră cu un geam spart. Am dormit așa. Am întins mâna în timpul somnului și așa m-a scurat. M-a ea că sunt Hitler. Deci nu mai puteam să în mâna. Calitatea umană de acolo era extraordinară și uite de ce m-a tulburat. Eu am început să repet acolo. Mai târziu am aflat că direcția teatrului a primit un telefon. O pilă. Pilaia superbă era Octavian Cotescu. Rector. Nici n-a știut. A zis, aveți grijă de el, băi. Este un element excepțional. Așa, ca un părinte. El era rector. Înțelege acum de ce iubești generația? Cotescu, dacă nu mă era chiar din Dorohoi, nu? Da, 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 da. De acolo. Și că aveți grijă de el. că Este un element excepțional. Adică, îi plecați un pui din parohie. Nu mai vorbesc de maestru meu uh, de Plus că acolo am găsit o uh, întâlnire. Uite, uh, să le spun acum la flăcăieștea care se urinează pe scenă și fac acte sexuale uh, în virtutea libertății de expresie de la UE. Am intrat pe scenă, Florentin, și era cu uh, cigănuși, un, un mașinist simplu și mai a zis, domnul Dănuț, la noi scena este icoană. Așa și încep lecțiile la actorie, la gâzelarea care n-au perspectivă săraci. La profesor, voi vă știți că acolo se slujește. E altar. Pe scena Teatrului Național nu poți face abjecțiile care se fac. Cum gusta publicul anilor 85 un spectacol de teatru la Botoșani? Erau foarte curați. Erau foarte curați. Erau, cum să spun, iar ăștia, mă, actorii. Acolo eu m-am întâlnit cu Eminescu. Tot timpul am citat pe prietenul meu, Costica Adam, care acum, a, mă rog, a ieșit la pensie, a fost secretar literar. După vremea era suflor și m-a întrebat dacă știu eu Eminescu. Da, zic că am citit scrisoarea 3-a ceapă, ah, deci n-ai citit. Și mi-a dus toată, jun toată jurnalistică. Poezie este atâta jurnalistică, până în tavan. Și acolo am dat de domnul Grăvan, secretar literar care mi-a zis, Dănuț Eminescu a fost și poet și m-a revoltat. Cum? Păi da, da, că înainte de toate a fost o conștiință. M-am luminat total. Însă concentrarea aia de genii, pe urmă felul lor de a fi sub o formă de primitivism, ai suntem în anii 85-86, cu lumina stinsă, cu frig, cu tot ce vrei, cu forme coercitive și își păstrau spiritul intact. Și am trebuie să mergem, să facem turnee, să ridicăm, dar de și te grebești așa, că avem niște murături pe așa. Ăia <laughs> murau tot lumea. Și ciorapi și ca să da, dar știi, eu am avut un prieten ungur, Mate Gheozo, care acum este prin solist la Budapest, un, om excepțional, a făcut și un spectacol de pantomimă cu el. Mi-a zis un ungur, și că ăsta da limbași parlamentar, între tine și uh, Mate ci între România și Ungaria. Și mi-a zis, m-am întâlnit cu la Budapest, da, mi dor, ne dor de oameni aia, cu sufletul bun și curat. Unguru! <laughs> Vedeți? E... Trei ani asta, Am muncit de mancă săpit și nu-mi pare rău pentru că acolo am pus și bazele, am cercetat, am căutat de unul singur cât am putut limbajul ăsta internațional. Plecasem deja cu un pașaport de libertate de la trei ani a Dumnezeu să-l odihnesc ca un gen de pedagogie. Bă, nu te-ai tură să stai cu fundul pe scamă să joci caragiale? Și a rămas urit, caragiale, totul se joacă, mai știu, totul, mare dramaturg. Băi, spiritul românesc, am început în la în 21 de ani, are nevoie, cere o claviatură mult mai mare de expresie, mă, decât ăsta. Eu când am fost la Viena, predam pe acolo într-o școală, am găsit caragiale trebuie în germană. Am niște studenți excepționali dă o sensibilitate, fugeau de la Reinhardt Institut, veneau acolo în școlița aia să le arăt, le dădeam libertate. Și am întrebat pe Evald, uite, nu mai nici Evald, Dumnezeu să-l dar ce sensibil, de ce o are Florentin, tot ce este mai bun se duce. Și a zis, Evald, voi de ce nu jucați Caragial? Eu veneam din România, nu? Caragial, totuși, un mare dramaturg, de, de ce să-l joc, Dan? Fii atentă, ce univers feminin are el? Praf. Pe dacă te duci la Cehov, nebunești. La Ipsen, la Strindberg sau Eminescu, când vezi dintr-o dată acolo explozie. Acolo sunt niște țațe, sunt mai foarte bine, cu, făcute cu geniu. Dar noi în univers, austriacul căuta, adulmeca o zonă extraordinară. Traiana Elena a zis, bă, teatrul este pasibil de o claviatură mult mai mare. Tu trebuie să mergi pe linia lui Brâncuș. Și care e rolul pantomimei mei pe linia acelei claviaturi? Care e diferența dintre expresia artistică non-verbală și cea a actorului care trăiește prin cuvinte? Îți spun imediat. Știi ce... Pentru că, scu scu scuze, o Doamne. secundă. Mi-a plăcut, uh, 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 și, uh, ați evocat la un moment dat... Debutul în pantomimă, originea termenului din, da, din, da. din, din, din Pantos și Mimos. Da. Uh... Mă rog, nu-o complica. Hai da, să o da, simplific. Da. Și ați, ați menționat de, de, de definiția care viza o reprezentare integrală a realității. Când cauți, Dumnezeu îți dă. Realizează că eram un plin comunism. Cenzura era feroce, și cuvântul nu mai avea acces la adevăr. Ăsta a fost primul lucru. Uh, Treia în mi-a zis, bă, puiule, mai este unul din limbaje, unul ca pe care tu vei că am folosit arte marțiale, step, coregrafie, dans. E unul, este vorba de un alt canal de comunicare, de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Peste șase ani găsesc scrisoarea lui Gordon Craig către Haigacterian, secolul 21 va găsi un vehicul care să transporte mai rapid și mai cinstit sentimentele și gândurile noastre. Au Florentin? Un vehicol. Eu vehicul acum trebuie să spun cum am găsit cartea. E genial. Când cauți, Dumnezeu îți dă. Eu când eram la școala populară de artă, eram și muncitor necalificat. Pe un șantier pe acolo, n-am intrat, am intrat a treia oară în institut. Și mă trimiteau ă, ăștia, meșterii, după vodcă, după salam, după țigări. Se lucra în restaurare și ca să nu înveți ștuc marmură secretele. mă trimiteau la plimbare. Și așa, prinde de ipsus, poți să-ți închipi că am intrat, nu știu, un anticariat pe calea victorii vis a -vis de la faet lângă biserică, acolo. Și am văzut Gordon Craig, zic Dumnezeule, biografii, bai, nu știu cu are. Și am intrat, aia a crezut că am venit să repar caloriferele pe acolo, să cu instalație. Zic, nu, 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 vreau să cumpăr ce? Gordon și așa cu cruce. Cât costă? 800 de lei, era tot salariul meu, tot salariul meu l-am dat. Am citit, -o. cartea nu era grozavă, pentru că nu era Gordon Craig, era despre Gordon Craig. După 5 ani, am deschis-o din nou și am văzut de ce costată atât de scump. Tu, my friend, Haig Gordon Craig, era semnătura lui în original, lui Haig care a fost unul dintre cei mai iluminați oameni a fost director doar trei luni, a murit pe front, uh, armean, de o calitate eminescu și cu el, și cu, Camil Camil Petrescu, ca gânditor de teatru. Nu prea avem, nu prea avem. Tudor Vianu a scris o pagină teribilă, a zis: actorul nu este interpret, este creator, dar pe o pagină. Noi nu avem, uh, cum să zic, mari teoreticieni în teatru. Avem mari valori. Dar aici era vorba de de un dialog, și atunci treana Elena mi-a dat lucrul acesta. Bă băiatule, de la cort, mi-a zis odată un, un țigan, a fost la mine la teatru, bă, mă iubea foarte mult și a zis, bă Dănuț, să moară mama, tu dacă ți imaginezi o femeie goală, o văd și eu. Era, 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 Un american mi-a zis, după spectacole, băi, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut totul la nebunie. Actul de prelucrare, am spectacole mari cu care am fost în toată Europa, cu Don Quixote, cu Roy Arfeșe, cu costumele, cu astea. Și la un moment m-am pomenit cu un tip la Menden, un fel de bușteni, în Germania, în Westfalia. Și mi-a spus uh, Herr Puric, I would like to tell a început în Germania și a început în, în engleză. Să vă spun că eu în primele 10 minute n-am înțeles nimic. Păi zic că asta este. Nu! Ia ce mai a Problema e că mi-am dat seama că totul spuneți lucruri importante și mi-ați accelerat mintea. Eu lucrez în cercetare atomică. Noi lucrăm cu accelerarea. Când jucam în străinătate și auzeam așa, în primele secunde știam că sunt români. Forța lor de prelucrare era uriașă. La germani trebuia să se lămurească în timp și îi zbuneau la sfârșit. La englezi la fel, aveau părerea că sunt dreci și deodată se descătușau nu mai spun la lumea musulmană, sau nu mai spun la lumea asiatică care este atât de predispusă. Am jucat în Corea de Nord, la, la, 5 metri în fața lui Kim il -sen. am jucat în Corea de Sud, am jucat în China, la Opera Națională. Capacitatea lor de a descifra atenția lor mărită și mai ales când joci în țări comuniste, cum ar fi Corea de Nord sau uh, China, unde cenzura este, atunci se deschide capacitatea aceasta de a decripta rapid. Este un alt public. Dar peste tot unde am fost, și mai și în lumea musulmană, și în Israel, din simplu în Israel, la Tel Aviv am jucat la teatru camerii, arhiprin. Și aveam un număr numai cu degetele. Poate o să ți-l dau să îl vezi. Nu, numai așa. O mână care, cum să zic, o ucisese pe cealaltă și pe o și îi părea rău. Părintele m-am întâlnit cu un evreu în vârstă, în cabină. Uh, culmea că era pe muzică musulmană toată animozitatea musulmane vrei stătea așa a zis aș vrea înainte să mor să ți mai văd degetele odată. Știu, știu că m-am îmbrățișat. o uh, capace... Uh, vezi, ai nevoie, eu am mai zis odată, uite, spectacolul călătoria eu l-am dedicat, uh, fiecare spectacol l-am dedicat cuiva, eva, tu jur la tatălui meu, Royal Fashion, mamei mele. Uh, iar acest spectacol, visul lui Trena Elenei, Don Quixote, mai este de -n Rădulescu. N-am făcut lucruri fără. Ultimul călătorie am dedicat lui Malu Josef, coregrafa mea și mai a fost ca o mamă. A fost, era mama lui Emilia Popescu. O balerină de excepție, dar un om, un pedagog extraordinar. Jumate nemțoică, jumate evreică, cu o minte. Ai nevoie, că m-ai întrebat la început, ai nevoie de cineva care să-ți deschidă perspectiva. Sandu Fire, marele maestru care m-a Step. Uite, am să-ți explic ceva. Uh, ai auzit de George Emil Palade? Da. Uh, L-a întrebat Radu Iftimovici, cel mai mare iatrolog al nostru. A murit acum vreo trei ani. Cel mai mare istoric al medicinii. Unul dintre cei mai mari din Europa. A luat premiul Caling al doilea după premiul Domnul... George Emil Palade, de ce ați părăsit medicina clasică și ați intrat în cercetare? Răspuns: tata l a cunoscut pe George Emil Palade pentru că m-a spăimântat perpastia dintre speranțele bolnavului și cunoștințele doctorului. Ce răspuns colosal. Uh, el. Uh, a fost chemat, în sare acum din uh, minte, uh, medic și mare antropolog, poate mă duc aminte imediat, teribil uh, de mare, când era medic obișnuit și i-a spus bine puțin la mine aici. Și George Emil Palade era student la medicină și i-a arătat, uh, a, Rainer, Rainer, teribil, o mare personalitate. Soția lui Rainer a fost prima femeie chirurgă de noi din țară, pe front. Rainer a chemat și zis lui Palade, fii atent, apropo de contactul și dorința mea de a lucra cu tinerii de astăzi. Zic, vină puțin aici și a arătat un rinic de delfin. Și uita ce i -mi ce trebuie mie, că eu sunt în medicină umană. Nu, nu, observ că parcă sunt mai mulți rinichi de om în el. Dom'le, m-a să fac experiențe pe de delfin pe la Constanța, nu prea am înțeles. În America am înțeles mi-a mărit orizontul de meditație biologică și capacitatea de a face asociații. Nu rămăsesem așa limitat. Orizontul, știi, David Hilbert spune, mare matematician german, un om inteligent are o perspectivă foarte mare asupra vieții. Un om mai puțin inteligent, o perspectivă mai mică. are o perspectivă și mai mică până când imbecilul are un punct de vedere. L-a scos Rainer și a zis gândește-te la asta. Orizontul cultural de meditație pe care mi l-a dat Traiana Elena, Dembră Durescu, care mi-a fost ca un părinte, uh, Sandu Fire, mare coregraf, uh, Malu Joseph, oameni pe care am avut și care dintr-o dată m-au înțeles și m-au ajutat să respir cu asplămâni. M-au uh, debranșat de la limita uh, mimetică artei românești că să facă ceva că e în Occident. Mie mi-au zis să ia de la Royal Shakespeare și că Dan, am băut și -o cu eu cu o bere după spectacol. Noi nu avem așa ceva. Nici nu știm să-l vindem. Ei au teatru, teatru pantomimă, teatru dans, dar nu știu limbajul. E ca și cum și-ar băga o savarină în ciorbă de burtă. Aici el merge un alt vehicol. Un alt vehicol și altă zonă de percepție și de apercepție. Iar botezul, un, un, un rezultat al acestei gândiri pe care mi-a dat-o tren a dat -o, trei nu știe nimeni nimic de el. Eu aș ridica statuie. Ce mare pedagog și pe cât ți-a băgat în institut. Și m-a zis, bă, puile, când tu ai clar aici și aici, spectatorul merge cu tine. închipuiește ți că am fost pe un stadion în Basarabia, nici nu mai știu pe unde, în 1988, realizez ce înseamnă 1988, vorbeau la masă, numai în rusește, și o spuneam glume și alea erau să verse ciorba pe mine. Erau românci, dar nu aveau voie să vorbesc. Și atunci am simțit limba în română încătușată. Și m-a pus pe un stadion multă lume. Veneau motocicliști cu consomolul, cu steagul așa, țărani. Și pe stadion, pe un covor acolo, cântau formații din Botoșan, da, 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 și acum marile nostru mim, de puri, care mim, că nu mă știa nimeni. Deci e, cunoscut cunoscut, arhi cunoscut un mim. Da. Și am intrat pe unde intră fotbaliștii. Au, să mă, câte erau 5.000, 6.000, nici mai Dar am intrat trăgând o funie. Și pe bandă se auzea așa. Mmm. Și mi-a dat săranul la vreme, bă, trage o vacă. M-am dus cu vaca, mai mă trăgea vaca pe jos, mai râdeau cu lacrimi. Și am legat vaca în mijlocul stadionului. Mi-am pus un scaun și am început -o să mulc. Și când am mulso, o căzusem în ne corculată corcola de la sunet, să bageți clopotele gremlinului Și s-au scurat 5.000 de aici în picioare. Aia era România mulsă. înțelegeți? Și atunci, ce nu nostru Mim, a făcut asta. Ăia, țăranul român, s-a ascultat și a zis, uaa! Wow! este fondul de inteligență neîntinat al acestui neam. Cu ăla trebuie să mergem noi acum la bestialitatea care vine în jur. Ajungem și acolo. Până, până atunci, însă, spuneți-mi, vă rog, ați spomenit despre experiențele cu diverse culturi, contact, contactului cu diverse culturi? Dar v-am audit la, la Alba Iulia vorbind despre, la, la TVR Alba, vorbind despre contactul cu oamenii, cu românii din diaspora. Și spuneați la un moment dat că ei sunt o rană deschis. Da. Vă citesc din memorie. Da, așa sunt. De, și de, ce, de ce spuneți asta? E, pentru că așa este. Și ce este mai În drag? De ce constă rana deschisă? Este... Uh o intraductibilă. Știi cum este dorul? Dorul nu se poate traduce în engleză, nici în, 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 măcar nostalgia, nu? E o absență prezentă. Este o crucificare a iubirii. El a fost smuls, Florentin. Țăranul român, zice Liviu Rebreanu, este ca o plantă. Dacă îl scoți din pământul lui, se usucă. El tânjește înapoi după pământ. Ce era și mai tragic pentru mine ca artist... Când mă plimba cu mașina prin Canada și îmi spunea, uite ce brazi frumoși. Erau tristețe în mașină pentru că brazii nu erau ca în România. Erau azi brazi, erau reci, erau... Era altă lume. Dar el spunea, că m-am obișnuit aici, îl vedeai, știi, cu ce semăna cu nora lui Ibsen, zicea, soțul meu mă iubește și mă simt așa iubită și cu cât declara asta se vedea nefericirea. Săranul român, dacă îl iei de aici, de lângă brazi, zice, nu ce braț frumos, el e acolo, îl simte tacit, știi? e o formă de coabitare cu el. El încerca să-mi spună cât este de fericit. Am găsit oameni de o inteligență extraordinară, de o sensibilitate la un moment dat, acum câțiva ani în California, când am fost, am vorbit și eu pe acolo, pe la biserici, și m-au invitat la masă, într-o fracțiune de secundă au venit român de române, zici că nu plecaseră niciodată. Și am întrebat, dacă vă întoarceți în România, ce să vreți să faceți? Să investiți? Nu, domnul, domnul. Vrem să facem un sat. Deci a răspuns. Și te ia Octavian Goga. Întâi s-a născut satul și pe urmă dealul munții și pădurile ca să apere minunea asta. Și dacă este să, să faceți un exercițiu de a, sociologic, hai să-l numim așa, a, e, e, predominantă nostalgia a, sau... A, Floridin, a, din e, capul locului, eu nu pot să fac studii sociologice pe Orana. N-am cum să fac studii de antropologie de sociologie când ăla îl vezi care are lacrimă în ochi. e distrus sufletește. Am vorbit într-o biserică în Italia. Dumnezeule, nu le vezi o privire. Aia muncit-o obidită și cum se agățea de icoane. Știi cum zice Caragiale? Și si eu și Dobitocu vedem luna. Eminescu a zis, luna tu, stăpâna nu. Depinde cu ce ochi privești poporul român. Înțelegi? Chiar și acum, în situația asta care gândește că e vândut totul, nu mai avem stat, nu mai avem națiune, nu avem niște cărpaci pe aici, cum mă uit că eu merg prin țară, cum el, cum să zic, domnule uh, domne, limbajul tăcerii, tăcerea poate să aparțină și imbecilului în România, tăcerea imbecilii duce la inerție, la indiferentism, la afazie, la anafectivitate cretinoidă. Da, dar mai este tăcerea de tip de germinativă. Toți filozofii interbelici, mințile astea care majoritatea au murit pe la Iud și gunoaile astea îi reîncriminează, au sezizat acest, această dăinuire de tip germinativ, dacă ei, cum să zic, cu griu amfora după 400 de ani și îi pui apă, ea germinează. Nicolae Paulescu a zis, orice vietate are nevoie de un mediu ambient ca să trăiască. Altfel nu moare, mai puțin greu. Dacă te uiți și astăzi, uite-te la tine, uite-te la noi. Noi nu avem mediu ambient. Noi suntem în anfură, așteptăm picătura aia. Toată istoria noastră este făcută din picături, unde am germinat. Avem niște picături de apă date de voivozi, o excepționalitate dată de Cuza, apoi monarhia, perioadă și este numai închisori și călcat în picioare. Un popor de genul acesta, cum să spun, e un, zicea un mare hispanist, Uh, Montero Diaz nu e niciun uh, secret uh, originea poporului român. Miracul este că el există. Eu să mă, mă întorc la subiect, dar mă țin cu încăpățânare de, de, de un fir al dialogului nostru. N-aș părăsi subiectul numit teatru, da. fără să întreb, totuși, care este speranța de viață a teatrului românesc. Um, știi de ce? Uh... Că vă întreb asta bă, că vă simțiți și foarte pesimist. Nu nu Elogile la adresa generației de aur, care sunt absolut de înțeles, pentru că, da, auzindu-vă și v-am auzit în repetate rânduri, vorbind cu foarte multă recunoștință și cu foarte multă iubire despre, despre acești înaintași. Și, pe de o parte, pe de altă parte, vorbim despre generația actuală ca fiind o generație de epigoni, care nu și Dar nici au măcar un... de epigoni. nu, Nu, epigonul imită, nu, 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 nu. Sunt alții, e altă specie. Sunt mutanți, e altă specie. Repet, sunt 15-20% copii excepționali cu care privesc, nu privesc cu pesimism, cu o suferință fantastică. Și am să spun așa, știi de ce nădăjduiește poporul român? Pentru că nu mai are nicio speranță. Speranța este în plan istoric. Nădejdea este în plan creștin. Zice, deci, nădăjduiți, dar ce nădejde este aia care se vede? Nu se vede nimic. Eu nădăjduiesc pe substanța asta a poporului român de a se reface. Până și un puști care e pe la teatru și mă ascultă ar trebui să se întrebe, mă, dar de ce este strivit ăsta de atâta durere în ceea ce ne privește? Păi uite-te în primul rând la producția cinematografică, la producția teatrală, este o artilerie de înjurături și pestilențiale de lucruri care nu ne reprezintă. Brâncuș nu s-a născut dintr-o suită de înjurături adresate poporului român sau asta, ci dintr-o lumină extraordinară. Enescu nu s-a născut dintr-o aș renega poporul român și arăta hidoșenile și din contră l-a urcat. Știi ce am spus eu mai spus? Scuze, dar și înjurăturile fac parte din limba română, depinde cum, cum se valorifică. Aici, aici te dau gata, pentru că am spus că suntem cel mai creștin popor de pe suprafața Pământului, pentru că în jurătura noastră fundamentală, când îl trimiți pe la origini, nu are legătură ginecologică, este ontologică. Te-a făcut prost în cunoaștere. Și dacă nu merge, ei tot ne au zis, toți morții. <laughs> Și atunci este primul tratament genetic care s-a făcut în poporul român. Deci românul când se revoltă, nu la jurătura se mai referă. Și la cele, cum să zic, suburbane, care arată o degradare. Nu asta a spus o sudalmă cu năduf, care îți arată într-un fel, poate și o curățenie. Nu, nu, nu. La abjecțiile și la faptul că zice ca când ar fi în realitate, auzi? Ca când ar fi în realitate. El trebuie să fie ca așa, dacă realitatea este ordinară și meschină. Te-ai gândit vreodată că ar trebui să facem un film cu perioada interbelică? N-ai fețe. Cine zice pe Ionel Brădianu? Și se și face, domnule, pe Tachi Ionescu, pe cine? Nu, ce nu no. se <gătări> pe Ferdinand? Au fețe de zici că sunt, au ieșit de la mult prin spate. Uh, I-am spus, aici este o responsabilitate pentru tine în Este o responsabilitate pe care o duci exact cum copilul trebuie să ducă mai departe moștenirea familiei și a neamului. Eu nu poți să-ți baci joc de orice în numele libertății. Eu uh, um, i-am zis lui Gheorghe Zanfir, mai sunt Gheorghe Zanfir, zic, când l ascult pe Bach, Dumnezeu coboară, când îl ascult pe Beethoven, mă urcă la Dumnezeu, când ascult pe Mozart, stau de vorbă cu îngeri nimic din toate astea nu ai, Gheorghe. Când îți ascult doina de jale, tu ești în vierea după cruce. Poporul român nu pune bază pe cruce, pe înviere. Ai văzut că la noi doina de jale, are o vitalitate care te ridică, nu te distruge. Și apropo de asta, Emerson, Lechian, Palmer, când am copil, au luat din Runea, din noua nu au fost capabili ăștia. La spiritul noi, spune Mircea de la nivel de cultură, suntem minori în, în raport cu Occidentul. E cultură istorică, nu transistorică. Acolo suntem uriași. Altfel nu dădeam genii astea care, cum să zic, au a reașezat lumea pe o anumită pârghie. Uh, Henri Mur spunea de Brâncuș că a curățat sculptura de, 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 de brustui. Cineva în Anglia mi-a spus, Dan, tu ai smuls teatrul din gravitația cuvântului. Ai făcut să zboare. Asta este, adică e, sigur că noi nu avem, de exemplu, Florentin, să spun, noi nu avem aparat critic teatral în România. Sunt niște țoape și niște mărlani care scriu acolo o nouă cultură teatrală. Te apucă, poți să faci studii de antropologie. Nou cultură teatrală. Pe dacă citești cronicile care au înainte, o cronică a lui Miescu, dacă ce dar și cronicile care au înainte, perioada comunistă. Și pe oameni cu o cultură teatrală, cu oameni responsabili care știu să crească ăștia, vorbesc așa și ei, a apărut în actul 2 și i-a zis să s-a supărat pe vetuța și acolo actorul ăla, plus că sunt... Și atunci un tânăr actor care debutează și are asemenea traume, în clipa în care nu îl recunoști, în clipa în care nu îl valorifici, în clipa în care, la un moment dat, nu îl și ferești de anumite lucruri. Trebuie să știi să crești. Sunt niște lucruri care, cum să zic, da, iartă-mă, tu ai zis că sunt pesimist. Nu, sunt cumpit de trist. Sunt ca un părinte care își vede, cum să zic, copilul rătăcit în toată chestia asta. Dar asta nu înseamnă că mă dezic. De ce efortul meu este să fac școală în România? Nu mă ajută țoapele astea de la cultură. Dar, cum să zic, eu tot o fac. Toate spectacolele care au fost cu la Teatrul Național au fost făcute dintr-un efort personal imens, dintr-o ardere imensă. De multe ori am dat bani din casă. Da, îmi pare rău să aud asta, dar uh, revin și cu asta închid acest subiect. Eu nu, 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 nu vreau să insist asupra acestui pesimism, dar teatrul rătăcit... E luciditate, luciditate. Florentin. Câtă luciditate, atâta dramă, zice Camil Petrescu. Nu e pesimism pesimist nu face nimic. Este o luciditate, este o diagnoză care s-a făcut pentru că asta s-ar putea să trezească. Bun, și într-o singură propoziție, teatrul românesc rătăcit așa cum e, se va întoarce la matcă sau va, umbra umbla de bezmetic prin... Deocamdată el este programat să devină vector de infecție sufletească. Bun. Este programat ideologic, numai că Dumnezeu nu are ideologii. Eu am nădejdea deci speranța în ce fac mitocanii ăștia care vin de dincolo și ai noștri care sunt trădători de țară, n-am nicio speranță. Dar îmi pun deci de în Dumnezeu. Sunt lucruri total diferite. N-ai de unde să știi că peste 10-15 ani din rândul acestui tineret nu se naște alt copil sau altă generație puternică care îi pun la punct pe ăștia. Cum să zic, existența unui neam și existența unui om, vorba lui Vasile Băncilă, depinde de atitudinea pe care o are față istoriei. Patosul și, și entuziasmul cu care vorbești, vorbiți despre, despre popor și despre neam mă obligă să trec la un, la, 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 la tema mare, a asta, care știu că vă preocupă. Și aș începe totuși cu, cu o curiozitate personală. De unde a venit preferința pentru acest, acest tip de comunicare cu conaționalii pe calea conferințelor? Da, e o întrebare, acum să spun foarte sincer, eu până în 2009 nu am vorbit public. Mai apăream pe la televiziune, dar nu am vorbit public. Am primit un telefon de la Arhiepiscopia de la Alba Iulia, că în altul, Andrei în m mă așteptă cu o conferință despre mult frumos. E ca și cum mai chema la fizică atomică. nu știu, dar până la urmă zic, hai să mă duc. Și în tren mi-am făcut așa o poveste, care a mers foarte bine. Impactul a fost că mi-a murit mama. Și mi-a dat seama că moare n-a murit mama, a murit o civilizație odată cu ea. Din disperare. Dintr-un soi de a recupera. Și atunci publicul a primit și primește, cum zic lucrul acesta, și cum zicea principesa Ileana, când moare mama, rămâi singur. Ceva cumplit. Ceva cumplit. Poporul Român e foarte milos. Nu e idiot. Mila este cel mai mare dar creștin a fost milă și de amărici ăștia de ucraini, bestiile alea de din nici nu au observat ce gest a făcut românul. Au uitat și de uh, Bucovina, de invazie, a venit ăia, să zică că nu suntem invadator și românul a dat. Ce zici de secunda aia, când el a dat? Și a zis, lasă-l bă că în suferință, lasă-l bă că e necaz. Ce geniu creștin are. Putea zice că nu, ghid, păi ce mi-a făcut? M-a luat Bucovina, tu herce, Nici pomenar. S-a șters, Florentin. În în fața Una dintre, dintre curiozitățile mele, când vă aud, eu vă împărtășesc multe din, din tezele, preocupările, opiniile, temerile și analizele pe care uh, uh, le-ați uh, și publicat sau le prezentați în, uh, cu ocazia acestor conferințe. Uh, unde intervine însă un. Un, un, un semn de întrebare. Nu mi se pare că adesea recurgeți prea mult la superlative absolute, al căror risc ne. este să pună, să facă necredibilă substanța adevărului pe care îl livrați. E ca și cum aș spune: Copilul meu, pe care evident că îl iubesc, este cel mai frumos, deștept și performant copil din lume, dintr-o dată, cel căruia mă adresez, își va ridica din sprânceană și va spune, opa, nu, omul ăsta nu e credibil. Are cum, copilul ar zice? Nu, ar zice a, a, interlocutorul. Da, da, da. Ar zice, este necredibil pentru că folosește necugetat, superlativele absolut. Dar cine e interlocutorul? Nu e cumva un pedagog step-by-step step de la British School sau de la nu, nu, hai să-ți arăt performance? Nu, nea, nu neapărat. Și eu, eu mi vezi popor. Ce pot să spun? Îmi, tine place, tine îmi tine. place să vorbesc te, frumos. Te înțeleg. Te înțeleg. Uh, am văzut că avea acolo o carte groasă așa cu cei din Interbelic. Te-ai gândit vreodată de ce toți au vibrat asupra etnicului românesc să le ridice, cum zic, la o dimensiune de înaltă tensiune și demnitate? A zis, pentru popor român, primatul, primatul istoriei n-a fost niciodată, primatul transcendenței. Uite în ce situație sunt eu acum. De ce laud. Eu eram într-o zi în parc cu dulci cu cățelul meu. Am și scris cartea, acum și eu o rescriu. Și era pe insula Trandafirului, acolo la Carol. E o insulă, să nu știu. Era dimineața, vreo nouă dimineața. Și era un tată cu un copil de vreo 13 ani, așa, mai sfios. Și dulce s-a dus și copilul s-a speriat. Și a zis, nu, nu te speria, că să pentru copii. Și dulce s-a gudurat și el o mângâia. Interacționa și tatăl așa. Uh. Și zic, uite, mângâi pe botic, mângâi pe azi, el deja și dulci se lăsat. După care i au plecat, zic, la revedere, la revedere. timp când m-am întors, tatăl îi sărăta mâinile copilului. Avea autism. Uh, tata, tată, ca medic, bă, dacă accidentat-o de mașină, Faci cu el kinetoterapie și mișcă un centimetru să-l auzi. Ce faci, bă, nenorocitule, nu te miști. După 30 de ani de comunism, 200 de mii împușcări. Familii distruse. M-a pus să fac că critică pe ce? Peste actul de refacere. Eu am să spun așa. Marii noștri gânditori au pus... Uh, Eminescu credea infinit în poporul român. Nu parțial. Orice om, și rusul, și chinezul, și evreu, care își iubește țara, și iubește în mod absolut. Asta este o lege. Era un, nu știu, un domn helvic ăsta, care zice că ce că să folosim un, națion un naționalism moderat. Mă, omule, mă n-ai cum este ca și cum îți iubești copilul, iubita, n-ai cum să fii moderat, e total. Mai ales că noi suntem într-un act de refacere, gândește-te ce era. Spunea că românii n-au făcut istorie, cu Cioran striga și spunea suntem mediocri din punct de vedere istoric. Iar Mircea Vulcănescu spunea, noi n-am intrat în istorie ca am putut, ci pentru că n-am putut. Vasile Băncilă spune, trebuie înălțat etnicul românesc la dimensiuni mari, majore. Trebuie forța mistică a neamului să ridici. Nu să trăiți și să ne băgăm pe aici, să vedem din Europa cine mai vine. Dimensiunea aceasta de cerșător dimensiunea asta, asta ne termină acum. De ce ți-e frică să-i spui copilului, de un copil, cum să zic, poate să știi să-l încurajezi, dar să știi și când să-l cerți. Să știi când să-l cerți. Aici este o chestie de pedagogie creștină. Dacă eu m-aș apuca Uite am să-ți dau un exemplu uh, până, până, până la exemplu Cu scu nu luie, scuze zi. Ah, rog. știi ăștia care Am tot crescut eu prin trupele Le-am rugat Băi faceți pe un minut două de muzică Vă duceți acasă, alegeți ceva Și faceți un scenariu de dragoste Florentin, au venit Cu cele mai tâmpite și cretine Scenarii și violente Nu e încertat Și am zis, este foarte bine Dar cred că vă lipsește încrederea în voi Cred că puteți dacă vă ascultați inima dus. într o săptămână au venit cu niște lucruri fenomenale. Am predat la Waldorf. Erau 300 de inși și a fost cel mai scurt, a fost cel mai scurt curs din istoria umanității. A durat 30 de secunde. Zic că a sus la teatru și m a răspuns 300 de căpățâni așa. O masă de idioți, zice. Zic am întrerupt cursul. Și vă aștept la teatru, veniți prin spate. Și îi făceam spectacol cu Gigi Căciuleanu, când s-a întors el în țară, mare nu sunt o coregră, și l-am rugat pe impresar, am zis, dragă, ori să vină ăștia cu bani, lasă-i să intre să stea pe scări. Și cu portare, am zis, neamișu, am și eu trei verișori. Și când a văzut că trec 300, a zis, domnul, Dumnezeu, să mă dau ăștia afară. I-am băgat pe toți în teatru să stăteau pe scări pe margini, și s-au uitat la un spectacol. Erau cu Covent Garden, erau cu Olanda, cu, teatru cu dans contemporan, cu dans uh, clasic. Și muții ăia, care zicea că sunt o baltă de cretini, după o săptămână am întrebat cele mai sensibile și cele mai frumoase remarci. Cele mai sensibile și cele mai frumoase remarci. Deci aici, dacă poporul român îi se dă câmp de manifestare, să ieșim din spațiul germinativ, noi avem dreptul să spunem Că, uite copiii noștri, domne, ce fac, am rămas numai cu cei cu olimpiadele și ne iau ceilalți. Înțelegi? Virtuțile noastre, când discuți, spunea și Nikita să ne scuci, că când scriu un vers sunt cel mai bun poet din lume. Păi nu mă pot să rup. Dar când îl scriu, nu. Eu nu am voie unui copil de 18 ani, de 15 ani, un student de 20 de ani să zic, băi, ești handicapat, ești un nenorocit. Iar în contextul, zic, sunteți într-o pușcărie unde vi s-a zborul dar voi aveți capacitatea să zburați. Mi-a zis un bun prieten următorul lucru. Dane, lucrează în zootehnie. Fazanii de noua generație nu mai vor să zboare. Am rămas stâmpit, cum nu e? Păi l-au pus voleurile jos. Nu așa, dă din albine, că nu mai au. Nici nu mai doresc să zboare. Ăștia l-au pus voleurile jos. Eu le tai voleurile și zic, zburați. Era un vultur crescut între găini. Și a venit un puș și a zis, ești vultur. Ești vultur, nu. el la crevedia. Și l-a luat, l-a dus pe stâncă sus Și a dat drumul și a zis Ești vultur mă și atunci a zborat Eu asta fac, răspund Ești vultur, popor român nu deznădăjdui ai o, ai o vocație milenară Întrebat pe un evreu Când a scris uh, Vechiul Testament Un popor cu o vechime extraordinară Nu nu de uh, 985 de lui Hristos Bă, mai puneți minim 50.000 de ani de noi Dracii, mari anonimi ai antichității. Mircea Eliade. Suntem vechi, Florentin. Maestre, dar eu nu contest asta. Și nici nu contest nevoia uh, patosului atunci când vorbim despre propriul neam. Și nici nu contest faptul că da, iubirea este, sau ar trebui să fie, necondiționată. Dar una este iubirea necondiționată, și una este superlativul absolut aplicat în orice context, în orice situație. Spune și, spune. și atunci, o secundă. Da. Pentru mine, ca uh, receptor, când cineva vine și îmi spune că uh, poporul X ja. este în mod absolut plin de genii, de, 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 de valori, de neegalat și unic pe planetă, zic. Uh, ups, am, am totuși îndoieli. Nu cumva, re, revin cu, cu, cu întrebarea mea, nu cumva superlativele absolute pun sub, sub semnul întrebării credibilitatea acestui demens? Am demers. înțeles. Acum am vorbit în, în buclă. Te-ai repetat. Fii atent aici, atitudine. Titu Maiorescu Somitate, dreptate. Ardelean. Cu școala Ardeleană a zis bă, sunt niște exaltați. El avea dreptate. Pentru că acolo sunt niște exagere. Eminescu. Lăsați-i așa exaltați. După ce botaia pusă pe spate, aveau tot dreptul Și să se exalte. După ce botaia pusă o mie de ani, zice Livre Breano, au trăit mai mult pe sub pământ. Și au ieșit, la este primul, cum să zic, dimensiune de naționalism din ăsta extraordinar. Școala Ardeleană, la urmă spuneți i lui Ion Elia de Rădulescu, să o ia mai încet. Spuneți lui Eminescu, nu ce-ți dorești eu ție dulce România, ce-ți dorești eu ție Românica mea, așa, așa, așa. Țara mea de glori, țara mea de vis, n-a zis țara mea de compromis, țara mea plină de găinari. A scris-o la 18 ani. Acest spatetism, dacă aș fi polonez aș face la fel, dacă aș fi evreu aș face la fel, dacă aș fi palestinian aș face la fel. Este, cum să zic, natura unui neam care a fost chinuit, care își cere drepturile. Nu ascult eu de ce dimensiune îmi dă la mine acum. Păi, să fii atent, a fost uh, generația antemergătorului cu Tudor la generația pașoptistă, generația junimistă, generația socialistă, uh, generația, cum să zic, de foc a Marii uniri generația interbelică, generația asta pasă și dintr-o dată vine unul, zice, generația XY. Vine unul sărac, dintr-o dată am devenit cifre, generația, dintr-o poporul român s-a topit și a devenit generație. Eu îmi întreb ce generație e? X. Nu loc. Bă, ăsta acum să zic, n-a Ionescu, n-a fost generație X. Iorga n-a fost, o generație Y. Bă, să după niște sociologi care fac așa la gramaj. Care este omul care cunoaște taina omului? Eu pot să zic, tu treci acolo, acolo, regizorul care cu bă, ce avea, vă da? spune cum să jucați. A bine, doamne, în fața ta ai. Ciule era foarte inteligent, zicea, asta nu știu cum să o fac. Și intra cu abitare teandrică cu ei. Aici cred că facem așa, aici facem așa. Am, uh, când am luat eu primele turpe și am zis, fă ca găina, poftim? Fă bă ca găina și deci, că nu știu. Păi de ce? Păi n-am studiat în institut. Păi zic să-ți găsesc un profesor de găină. Da, un profesor universitar că ne vreți deci, uh, tu uh, vezi că deja te-au vaccinat ăștia, că domnule este exaltat. Nu sunt ce a zis Eminescu. Lasă exaltați. Sunt situații în viață în care ai nevoie de șocuri emoționale ca să-l trezești pe un om, să-i dai. Nu suntem o civilizație așezată bine, să zicem noi. O civilizație, avem o cultură cât și de cât mică. Tu vezi ce-l fugăresc ăștia pe Eminescu, pe Coșbuc, pe uh, Goga, l-au scos din manuale pe Cantemir, că lasă de ce ăsta, Brâncoven se tulbură și istoria martirologiei ce a fost acolo. Cum să nu spui că este un epicentru de suferință la care ar trebui să se închine toți. Asta este. Eu când am venit un rus pe vremea lui Stalin aici în România, a zis un adevărat, a zis aveți atâtea cozi de topor că n-avem noi topoare. Avem dreptate și acum câte cozi de Și eu am răspuns, bă, dar avem atâția martiri că n-aveți voi mănăstiri. Cu toate că și rușii au dat la martiri îngrozitori. Îngrozitor. I-au Îng -au tocat, i-au fost milioane. Au tocat. Acolo, la nivel de martir, discuți cu rușii. Acolo discuții, eu de am zis și dialogul ăsta, s-au băgat ăștia în crescătoria asta cu vânată, băi, noi suntem fundamental creștini. Noi suntem, cu zicea Părintele Străniloaie, punte între civilizații. Noi nu suntem cu participativ la război între ortodox și nici între palestinieni și izraelieni. Suntem punte, neam tămăduitori. Spuneți-mi, vă rog frumos, uh, ascultându-vă, îmi dau seama că, bun, i, 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 sunt în, în, în acord cu foarte multe din, a, cred eu, adevărurile pe care dumneavoastră le susțineți, și uh, cred că e nevoie în spațiul public local să existe dezbateri pe aceste subiecte. Nu se dă voi. Eu vorbesc despre nevoia ah, tinerilor da. și a oamenilor da. să asiste la, la, la dezbateri. Și uh, uh, spuneați uh, în, într-o intervenție de-a dumneavoastră: spuneați cândva că dilemele își au rolul lor într-un spațiu, sunt utile și pot să creeze o fertilizare a minții, dar nu în spațiul în care pot produce o distrugere sau Sigur o degenerare. Da. O secundă. Și spuneți mai departe: Sunt lucruri care se dezbat și lucruri care nu se dezbat. Da. Am avut un invitat la într -o, într -o, în, în, în acest podcast cu care am avut o dezbatere despre dezbateri. Despre lucrurile care sunt de dezbătut da, da. și lucrurile care nu sunt de dezbătut. Da. Care e, în opinia noastră, printre aceste adevăruri pe care noastre le susțineți sau în care credeți, care sunt cele care nu sunt de dezbătut? Că a spus că sunt lucruri care nu se pot dezbate. Păi, răspunsul. A, da, așa, din cultura generală. L-a dat Immanuel Kant. A zis că la nivel de opinie putem discuta până mâine dimineață. Nu la nivel de credință. Eu nu pot să dezbat cu un musulman, cu un evreu sau un hidus probleme de credință. Aici a poporul mână are geniu. În Dobrogea, Florentin, bunicul din partea tatălui, nu l-am cunoscut, că tata m-a făcut la bătrânețe când a avut timp la 53 de ani. Bunicul din partea tatălui a fost primar. În Cernavodă cel mai cosmopolit oraș. Acolo erau turci, tătari, evrei, ucrainieni, lipoveni, tot ce vrea acolo. și așa, din neam lăsat asta. Niciodată nu ne-am pus problema ce etnie este, ci dacă este om. Păi, pe asta și o duci la Bruxelles. Bă, scoateți maculatorul. Om de omenie este o intraductibilă. E de la noi. nici n-aveți cum să o traduceți. Om. Și ăla este om. Dacă cade omul pe stradă, deci că nu ridică ortodoxii nu ridic greco-catolici, evrei, musulmani, nu ridic. N-a avut schiz... Zice au uh, sfântul, uh, sfântul, dar chiar că sunt a fost, uh, Simeon Mehedin Soveja, n-am avut schizofrenia războiilor religioase. Ce zici de asta? de -aia zic că suntem vechi. Vechi. E, nu, nu, nu te poți juca aici cu poporul meu. Ce sunt discutabile? M-a întrebat o domnișoară dată ce părere am despre învățământul ortodox în, în școli și a zis că e am părere. Iar săraca nu știa că neamul, credința și limba la noi sunt concrescute. De ce să-i cu miliarde de dolari să le scoată, să le cumpere? Neamul, limba și credința sunt concrescute. Nu ai cum să le scoate. Iar creștinismul la noi, ortodoxia la noi este ca limba română, nu este nici facultativă, nici obligatorie. Ea este și ce este nu se discută. M-a întrebat una și aveți certitudini? Da, am certitudini. Că mama mea a fost o mamă, a fost o femeie onorabilă, n-a fost o prostituată. Vreți să vă mai dau 5.000 de certitudini? Că cei care au murit prin pușcările comuniste, au murit în munți, au, au avut absolutul românesc de a fi. Eu au găsit cu Biblia în buzunar. Mai vreți certitudini? Vă duc la Brâncoveanu, care a avut certitudinea să întoarcă fundul sultanului și să moară creștin. Vă mai dau câte certitudini vreți. Și Eminescu a murit asasinat. Nu bun cum îl fac gândi acestea acum. Asasinat. Tot ce am avut a murit asasinat. Certitudinea că Eminescu este sinea noastră mai înaltă, cum spunea Constantin Noica. Ce fac? Că am atâtea lucruri. Ia, ja, sigur, pot să discut socratic diferite lucruri, dar pentru român, vorba, uite, iar îmi vine Vasile Băncilă, mare gânditor, zice, istoria este relativă. Noi tot timpul am avut dialog cu absolut. Și săracul cu perioada interbelică zicea, ar fi cazul ca acest absolut să-l băgăm acum în istorie, că nu mai putem face față. Și l-au băgat, l-au băgat în pușcării. La Iud, la Gher, la la... Toți care au murit acolo, Florentin, au fost absoluți. Cum tu ești absolut iubindu-ți soția și copiii, vei vedea că nu ai marge de dialog cu un dement, cu un schizofrenic. Știi, asta hai să spun o chestie ca să te relaxezi și să o înțelegi mai profund. Sfântul Antonie al Surojului, Mitropolitul Rus, bine, oricum au zis ăștia că sunt putinist, haimanele astea, au dat rușii, Sfinți, Mardone. Vorbea Vorbeau conferințe, nu au conferințe și s-a scurat unul în picioare, un hashtagist din ăsta de pe vremea lui, așa, și zice, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt pacifist. Da? I-a zis Rus. Ești pacifist, da? Mm -hmm. Mă, dacă ești într-o cameră cu logodnica, care este și însărcinată și vine unul să o violeze, tu ce faci? Cad în genunchi și mă rog. Și dacă în timp ce te rogi la o violează, tu ce? Mă rog să fie bine. Bă, uite care treaba. Eu dacă aș fi logodnica ta, aș divorța mă. Limita aceea. Toată lumea vorbește de mila lui Hristos, dar nimeni nu vorbește de sfânta lui intoleranță. Când a pus mâna pe bici și a dat afară din casa tatălui meu. Românul are această sfântă radicalitate care l-a ținut în viață. Și radicalitatea nu s-a exprimat în, în violențe istorice, ci într-un fel de tenacitate. Ascultându-vă, mi-aduc aminte de un comentariu pe care l-am remarcat zilele trecute. Am avut un invitat, un profesor de psihologie care predă în Belgia. care și-a cheiat uh, intervenția lui cu un discurs foarte foarte optimist, uh, întrebându-l care sunt soluțiile pentru ieșirea din criză. Uh, el a făcut aluzie la nevoia unui, uh, unor abordări sincere și a unui discurs uh, în, în, uh, în, într-un adevăr, bazat uh -huh. pe nevoia da. de adevăr. Da. Adevărul este singura noastră șansă, părea să spună profesorul Desmet. Și am... Era străin sau belgean? Era belgean. belgean da. Dar n-a aflat târziu o, că Iisus o, o a zis o, că adevărul o o, o, o secundă, da. Au trecut 2000 de ani. Și împreună cu, cu echipa am decis ca titlul intervenției lui să fie tocmai, tocmai acesta. Adevărul este singura noastră soluție. Și în urma dialogului nostru găsesc un comentariu care vine de la un român care trăiește în Belgia și care sună așa. Am trăit în Belgia 8 ani, 8 ani de zile și mulțumită, mulțumită lor, astăzi sunt creștin ortodox. Tare. Singura șansă pentru Belgia de a regăsi adevărul cristologic sunt probabil migranții români. Teribil om. Român. Este un, este un comentariu. român, domnule. Asta este, asta, e, asta, e, asta, e, asta e, inteligența românească la lucru. Uite, am să dau un exemplu. Eu am întâlnit cu un profesor belgian în vârstă la Baia Mare. Am mai dat exemplu. Eu erau cu două români și mai arăt în franceză. A fost la o conferință și mi-a zis, genuirii în comprime, el mi-a mi zis, vii, între gram mi-a zis că n înțeles nimic, dar după gesturi i-a dus aminte de un mim mare român cu tujor la murtut, eu eram. Și m-am primit cu să așteptăm trenul să plecăm și mi-a zis, eu sunt catolic. Și catolic mi-a zis, nu fa asta, nu fa asta, nu, să bătea așa pe mânuțe, nu fa asta. Și nu, mi-am găsit libertatea doar în, în America. Cine mai a eliberat în America, domnul profesor? Krishna Murti. Teribil, teribil, na, na, guru. Și ce v-a zis Krishna Murti? Krishna Murti mi-a zis că nu există trecut. Și atunci l-am întrebat să înțeleg că n-ați avut mamă. Și în clipa aia m-a întrebat până unde merg. Și am discutat până la București. S-a deschis belgianul când de câte ori venea în România, mă suna. Nu este trecut, săraci, ce eroare. Trecutul ne trăiește imens de mult. Știi și că la veșnică pomenire când a simțit românul ăsta. În contrast cu ea, a devenit și mai creștin. O să devină de patric, îl însfințesc aia. când însfințesc că ea. Când ai ești așa cu lumânarea la veșnică pomenire, nu cu veioza de neon, cu lumânarea. În fracțiuni de secunde e străbătut de cel care nu mai e și totuși e. Zicea Nicolae Iorga, odată cu noi, mai mor încă o dată morții noștri. Iar eu, parafrazându-l, aș putea spune, odată cu noi, mai trăiesc încă o dată toți morții noștri. Iisus, să înțeleg că n-ai avut mamă. Mama, în mama, de Chateaubriand. Nu credeam în Dumnezeu. Ce mai mare creștin a fost în Franța, ce a scris este dumnezeu. Și am a murit mama. Și a fost de față când i-a murit mama. Și a scris atât. Am plâns și am crescut. Alfred de vinit. Ateu. I-a murit mama în față și ultimul cuvânt a zis Alfred. Și gata. Atunci a domnul Belgian a descoperit pe 2000 că adevărul, știi că aici este întâlnirea nereușită între pila din pont și sus, a observat-o un semianalfabet. zic eu, între ele mele, un uria sfânt, Siloan Atunit. Știi că sfinții zic așa, și de am zis, a răstit unul la mine prost, nu am înțeles că zicea metaforic, că ăștia nu au nevoie de Harvard, ăștia văd înainte. Și spune Sfântul Siloan Atunit <coughs> întâlnirea ratată dintre Pilat din Pont și Isus. Ce era Pilat din Pont? Un comisar european. Da, a mai trezit pe vremea lui Magnus, uh, misii dominicii, trimișii uh, domnitorului, al împăratului. Un administrator care a fost forțat să facă o crimă, să știu de ce. Și la un moment dat, dacă ești atent, nu trebuie să faci teologie, că nu stai la Trinitas, om uman, vezi că Hristos m-a marcat teribil, n-a răspuns la toate întrebările. Dar la asta a răspuns, a întrebat de ce ai venit. Și l-a zis ca să mărturisesc adevărul. Și Pilat din pont zâmbind a zis ce e adevărul și a plecat. Toți romanii care au cucerit Grecia, i-au fost cuceriți de cultura greacă. Cultura greacă era formată pe întrebarea ce? Socrate, ce e frumos. Socrate, ce e dragostea? Ce este erosul? Ce? Și ce Sfântul și la tu? N-a întrebat cine e adevărul. Ce ești Florentin? Avocat. Cine e Florentin? Numai Dumnezeu știe. Nu ce nu știa că era în față calea adevărul, viața. Ce e România Florentin? Un ghetou de muncă forțată cu șapte milioare aruncați în afară condus de niște securiști slugarnici, oculte internaționale și jupit. Cine e România? E grădina mai ce domnule. La ce te racordezi? Ce ești Dan Sunt un simplu pensionar de la Teatrul Național. Cine e Dan Și atunci, de asta spuneau mari noștri gânditori, primatul istoriei niciodată nu am avut. De ce, Blag a zis, poporul român a boicotat istoria? Ne-au în pandemie, noi, imbecilii europei, marginalii europei, am boicotat și a fost dovadă de o inteligență nativă extraordinară. A părut să o umflată plătită de ăștia cu, și alții pe la televizor în care ne insultau, insultau poporul român. Și aia s-au ordonat și s-au vaccinat săracii așa în serie, ca lăcustele. Și acum, iată, probleme mari de tot. Și au mai fost ceva, Florentin, oribil. Pentru că unii oameni săraci nu au știut. S-au vaccinat, să nu trebuie să acuzați. Nu dacă sa să știi să rupă, că te-ai vaccinat să se certe cu celălalt. Când uh, a căzut Adam și Eva, a întrebat Adrian Făgețeanu, o maică, că nu, nu a mai fost în același duh, pe urmă a venit șarpele. Când se despar doi oameni care nu se mai besc, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor florentin, că nu mai este în același duh. Păi toată finanța ocultei mondiale este să ne dezbine. De-aia au făcut un tineret care este în alt duh. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Asta altceva. Am strigat și strig la ei ca să-i deștept cu dragoste, nu ca să insult. Am strigat și spuneți, unde fugiți? Că nu veți avea niciun viitor. În calitatea mea de părinte și de pedagog, este responsabil să strigi. Și la mine a strigat de Brădulescu, a strigat trei a zis asta nu, niciodată. Strigătura are caracter pedagogic de atenționare. Ăștia, totuși, care avem de 20-25 de ani, sunt niște copii săraci care nu mai au repere, nu mai au uh, acum, valori. Da, și acum ajungem la soluții. În ceea ce vă privește, strigați. Găsiți că strigătul nostru este susceptibil să mobilizeze, să facă oamenii să gândească, să facă tinerii să mediteze și să, uh, uh, știu, să-și să regăsească cumva calea. Dar da. soluția pentru ceilalți? Care? Ceilalți? Ceilalți? Cei la care dumneavoastră strigați? A, pentru cei care strig, Da, pentru ceilalți. Este. Eu îmi fac datoria. Restul Asta este, înțeleg. e este, treaba lui Dumnezeu. Știi cum este exact ca în povestea aia? Am mai dat un exemplu. Ecuadoriană. A ars jungla și fugeau toate animalele, nebunite de flăcări. Și era un colibri mic care lua o picătură de apă, în cioc cu aramic și o arunca în junglă. Și un tigru cu coada arsă, m-a întrebat ce faci, ești nebun? Eu îmi fac treaba mea. Dacă mă întreb pe mine, eu sunt picătura aia. Sunt mai mic decât un colibri, sunt un puric. Eu știu că în fața mea este o pustie sufletească, dar știu în același timp, acum sau mai târziu, vorba lui Brâncuș, nu există energie morală risipită în zadar. Ce? expresie fantastică. Știi că el nu mai avea degete cu care să le uh, șlefuiască, el avea buricile de degetelor arse, de unde a lucrat la o vopsitorie și până spala vase la Paris. Atunci a geniul ăsta, care a făcut cele mai cizărate, cele mai superbe și esențiale sculpturi uh, din lume, vezi, nu, nu s-a lăsat. El acolo, să cu mâinile arse. Știi? aia era istoria care i-a ars mâine dar spiritul mergea înainte vorbiți de pustietate sufletească aș, aș prefera să închidem dialogul nostru pe o notă mai optimistă vine Crăciunul mi-amintesc că ați vorbit despre un Crăciun minunat pe care l-ați petrecut ziceați atunci că ar fi cel mai frumos Crăciun din viața noastră un Crăciun vienez când, ați, A, când ați când ați fost la niște copii. Ia uite ce ai reținut. Fantastic, da, da, da. Și erau uh, orfani. Erau într-un orfelinat. La un orfelinat și ați avut un spectacol și copiii vă implorau să mai rămâneți. Da, eu trebuia să plec 10 minute și ca să mă țină și au aruncat și pe scenă, ceea ce m-a tulburat. A vreo 45 de minute am făcut improvizații. Strigau și îmi dădeam ciocolatele lor. Ce poate să fie mai tulburător un copil orfan să-ți dea ciocolata lui? E hristică treaba. Este ceva cu cutremurător. Ce așteptați la acest Crăciun? Um, Cine să vă arunce ciocolată? Poporul român. În speranța că poporul român vă va arunca o ciocolată. El este, o, el este un copil veșnic. Acest popor, el zice, a creat pentru că a crezut. Poporul român, dacă și a vedea copilăria, ieșea din istorie. Poporul meu, dacă își pierdea copilăria, nu credea absolut și firesc. Suntem un popor care crede în firesc. Și oricum, vreau să mă duc prin țară și îmi că ciocolă tot timpul. Prin privirile lor, tu nu știi că eu mă duc și vorbesc prin țară, prin sate, prin comune, prin felul în care vin să le dau un autograf, să le spun, este un dar extraordinar. Și din când în când se mai, mai apare și câte un tânăr dar de o imensă calitate. Tânărul când apare, parcă și cere scuze pentru toți ceilalți. Este un lucru nemaipomenit. Și să nu uiți ceva. Hristos, Dumnezeu a avut mamă. Maica Domnului. Adam a fost țărână cu Sfântul Duh. Nu, dar Hristos a avut mamă. Maica poporului român, zice Eminescu, este biserică ortodoxă. Asta nu înseamnă că și ceilalți creștini nu sunt bine primiți. Dar vreau să spun, a avut mamă. Am văzut într-o biserică un lucru uluitor. Știi că poporul român s-a îndrăgostit atât de mult de Maica Domnului, încât a zis că, când nu spre Bentley, a trecut și prin România. Nu <laughs> este extraordinar. Și am văzut, în, la, în peșterea cu Cunoașterea, sunt toți în costume naționale. <laughs> Se pare ceva uriaș. Și scutecele sunt un fel de iep acolo. Are atâta candoare acest popor în lumea lui. Vreau să spun un manelist din ăsta pe care îl jur că Dacă el era la bani mărunți, el este creștin. El și când cântă, stau și de la mine. Uuf, uuf, uuf. Sunt iubită, lui. El nu zice fac, sac, dic, nu Nu! El are un suflet acolo, e un cheag extraordinar. Și aici toți când vin și sunt față în față cu aceste tradiții care nu sunt de tip rezervație. Sunt trăite eu am văzut o chestie cu un enorocit, cred că era de la ProTV, și zicea, uitați cum se întorc de sărbători și cum se înghesuie românii ce lipsă de civilizație și era săracă o băbuță, e căzut, se bati cu păcam. Ăia săraci și căpșunari, veneau și ei pentru patru zile, sclavii să respire. Și a zis, dumneata asta, dresat de mai de la CNN, de ce ați venit aici? A n-au tradiție, mamă. A răspuns epocal. N-au tradiții. Tradiția la român este fereastra, este icoana prin care el privește uh, lumea. Și termin cu asta. Asta este privirea poporului român. Am scris o, o băbuță, da, autentic. Au venit endograf, folgorești, o casă de lut și s-au îndrăgostit de ferestruică. Aici sunt la țara și o ferestruică mică cu perdeluțile și cu crucea făcută așa. Și zis, maică, îți luăm fereastra, îți dăm bani să Și era așa, cum să luați fereastra? Păi spunem aici un termopan. Apropo de termopan, mai a zis o doamnă, o băbuță, domnul Dan, spuneți-le preoților să nu mai bage termopane în biserici. De ce? Se usucă sfinții. <laughs> Se sufocă, parul. Da. Și zice, da, o, a ajuns, tu ne scumpărăm toată casa. Nu mai, cum să-ți Dar de ce nu vrei să o dai? Răspuns. Eu prin ce mai privesc lumea? Ea privise cu moșul ei, era viața ei. Poporul român privește lumea prin icoană, nu prin directive UE sau NATO, Ma prin icoană. Maestre, în speranța că poporul român va, va privi întotdeauna lumea prin icoană, că nu-și va pierde ferestrele Fereastră. și sau fereastra, și că superlativele absolute pe care dumneavoastră le folosiți în caracterizarea poporului român vor fi sau sunt confirmate de istorie, vă urez Crăciun fericit și la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumesc pentru tine și mulțumesc că ai avut răbdarea să-mi asculti până și excesele, care eu sunt convins că mai târziu vor deveni excesele tale. <laughs> mulțumesc foarte mult! Domnule!